Doamne, ajută-ne acum să înțelegem fiecare în parte puterea smereniei și taina spălării, ca taina spălării tuturor păcatelor. O legătură a dragostei fiind legați apostolii și dându-se pe sine lui Hristos, cel ce stăpânește toate, li s-au spălat picioarele cele frumoase, binevestind pace tuturor. Ceea ce ține apa cea neștiută și cea mai presus în văzduh, care înfrânează adâncurile și oprește mările. Înțelepciunea lui Dumnezeu este aceasta, adică Hristos. În Joia Mare din Săptămâna Patimilor, la Catedrala Arhiepiscopală a Dunării de Jos din Galați, a avut loc slujba spălării picioarelor. Acest moment le amintește creștinilor de cina cea de taină, când Iisus a spălat picioarele ucenicilor săi. În Joia Mare această activitate reprezintă un gest de aducere la credință a unor copii, care în timp pentru ei va reprezenta o bază solidă pentru credința lor. Este o mare bucurie pentru noi să venim alături de acești copilași minunați, căci însă și Mântuitorul Iisus a spus: aduceți copiii la mine, și eu cred că o să rămână pentru ei o memorie, nu doar fizică, e și spirituală, adică pentru că această zi semnifică curățarea picioarelor, deși se curăță praful și sufletului, praful inimii. Retrăim un moment extraordinar de important, și anume spălarea picioarelor ucenicilor de către Mântuitorul Hristos, prilej cu care un număr de 12 copii, simbolizând numărul apostolilor, proveniți de la centrele de plasament din oraș, însoțiți de tineri mai mari decât ei, vin la Catedrala Arhiepiscopală, unde arhipăstorul nostru al Dunării de Jos, înalt preasfinția sa, dr. Casian Crăciun, săvârșește după Sfânta Liturghie acest ritual cu o simbolizare extraordinar de mare, anume spălarea picioarelor, sărutarea și ștergerea picioarelor acestor copii orfani. După ce a dezbrăcat hainele bisericești, înalt preasfințitul părinte Casian și-a prins un ștergar în jurul brâului, a luat un vas cu apă și a spălat picioarele copiilor. Această tradiție înălțătoare dăinuie de aproape 2 milenii și este plină de învățăminte. Semnificația pe care o așteptăm pentru a o transmite de la imagine la imagine, de la suflet la suflet, de la om la om, de la localitate la localitate, până în inima celui mai îndepărtat frate al nostru, care e trist, bolnav,
singur, îndepărtat și are trebuință de cele trei daruri pe care ni le împărtășește Mântuitorul real. Bunătatea e primul dar. Cela ce ne spusa sa bunătate. În al doilea rând, cărarea către aproapele prin smerenie, care înseamnă iubirea necondiționată pentru a săvârși bine unde este nevoie de bine necondiționat. Aceasta este smerenie. Și în al treilea rând, iertare de toate păcatele noastre. Spălarea picioarelor nu are numai valoarea unei curățiri exterioare, ci simbolizează și purificarea sufletească.